Salut, sunt Lucian Torșe, sunt programator Java de la Siemens și am să vă prezint articolul Unit Testing cu, cu Spock, Tips and Tricks. Vom discuta la început cum a început totul cu Spock, cum se folosește și mai mult cum îl folosim noi. Și tips and tricks, lucruri pe care le-am descoperit sau fie noi, fie le-am găsit pe internet, le-au descoperit alții și noi doar le folosim. Așa. Cu totul. Avem un proiect mai vechi, are 15 ani în spate și s-a făcut refactoring. În timpul refactoring-ului a apărut necesitatea să scriem niște teste care să fie bune, să le putem folosi și să le putem folosi inclusiv pentru a genera documentație din ele. Acceptăm scrătirea, le primim în format GVT și atunci automat am căutat o soluție care să suporte așa ceva. Am mai căutat încă limbajul să nu fie atât de verbos ca și Java și așa am găsit Groovy și Spock. De asemenea, pentru integration test, automation test, folosim Gap, care de fapt e în spate Selenium. Și avem WUnit pentru integration, încât să ne încărcăm în baze de date, datele pentru integration test. Cum se folosește Spock? Articolul pe care l-am scris, de fapt, se bazează eu ca o continuare pentru un articol deja scris, în care sunt prezentați pașii inițial pentru modul în care se folosește Spock. Ce mai conține articolul curent? Conține informații tehnice despre ce înseamnă testele, unit test, integration test, mai conține informații despre comparații cu JUnit, puțină teorie legată despre stub-uri, mock-uri și spy-uri și, bineînțeles, blocurile din Spock. Ceva de genul ăsta arată codul în Spock. De fapt, după cum puteți să vedeți, GVT-ul e prins aici. Given, when, then. În partea de given e partea de setup, adică setăm exact ceea ce avem nevoie pentru a rula testul. În when este partea de interacțiune, partea de folosim framework-ul pe care vrem să-l testăm. Iar în partea de then e ceea ce așteptăm, așteptările noastre. Expect e un fel de then, dar e un pic mai simplu, nu se pot face anumite, are anumite limitări. Cleanup-ul iar este folosit pentru curățare la sfârșit și în partea de where putem să adăugăm parametrii pentru unit testing. După cum puteți să vedeți din comparație, cam toate feature-urile pe care le are JUnit, Mockito și Yam cresc împreună, se regăsesc în Spock. De exemplu, bucata asta de cod aici face exact verify-ul dacă metoda method de pe obiectul under test este chemată de 3 ori. Bun. Am discutat despre stub-uri, mock-uri, spy-uri, dar nu am spus exact ce sunt. Ideea cu spy-ul este că el oferă date. Asta e tot ce face. Avem nevoie de o metodă care să returneze tot timpul același lucru, vom folosi un stub. Dacă avem nevoie de ceva mai mult, atunci vom folosi un mock, pentru că mock-ul ne lasă să facem verify, să verificăm dacă avem interacțiune cu anumite obiecte și care e modul de interacțiune. Iar când folosim spy-uri, deja putem să spunem că avem niște code smell-uri, pentru că arată probleme de design. În mod normal, n-ar trebui folosit spy-ul în cod nou scris, dar în legacy code e cam folositor.
Pentru că oricum deja problemele de design se regăsesc în orice cod vechi. Se strânge mizerie și până la urmă, ca să putem să curățăm, trebuie întâi să scriem niște teste, ne asigurăm că totul e ok, facem refactoring-ul, după care verificăm încă o dată că n-am pierdut nimic. Până la urmă, asta e toată ideea în a folosi spy-urile. Ele sunt, de fapt, niște metode statice într-o clasă Mocking API. Și Spoke oferă altele, specifice pentru Groovy, dar cele trei sunt de bază. După cum ziceam, un stub oferă date. În cazul ăsta avem un calculator care pe calcule tot timpul returnează nul. E o chestie foarte simplă. De obicei, când începem să scriem cod, IDE-ul generează exact asta. Orice metodă nouă returnează de obicei nul. Mock. După cum vedeți, maimuța nu numai că inserează date, dar și interacționează. Până la urmă, exact asta face și un mock. În cazul ăsta, avem un mock pentru un calculator și ce ne interesează e ca să fie chemată calculate vă atât de 3 ori, iar prima dată să returneze 100.000, a doua oară 200.000, a treia oară să arunce o excepție. Asta e partea de interacțiune în față și partea de date. În cazul spy-ului, de fapt ce facem e ne uităm la un obiect care e real și încercăm să-i suprascriem metode și să-i suprascriem date. În cazul ăsta, ce am făcut e că am creat un constructor folosind OpGenesis și înăuntru constructorului am modificat datele. După cum am spus, spy-ul arată probleme de design. Se poate și observa, în mod normal, ar fi trebuit să fie bucata asta de cod ar fi trebuit să arate complet altfel. Ar fi trebuit să putem să inserăm exchange provider-ul și item-ul din afară. Sau să fie cumva luate, fie dintr-un registru sau ceva. În articol o să regăsiți mai multe tips and tricks. După cum v-am zis, ele sunt obținute prin pur și simplu scriere de cod și luare de notițe. Ce am găsit mai interesant, am notat și unele din ele se regăsesc aici în articol, iar câteva din ele le-am extras pentru prezentarea de acum. De exemplu, validarea unei secvențe de cod. E o chestie foarte simplă, tot timpul avem nevoie de așa ceva. În cazul ăsta am folosit run within a transaction. De fapt e un pattern, execute around. Și pe happy flow ce vrem e ca double connection, set auto commit-ul fals, să fie chemat înainte de run și înainte de commit. Și exact asta verificăm. Dacă facem call-ul către run within transaction, metodele astea sunt chemate una după alta și nu în altă ordine. Dacă ordinea o schimbăm, automat codul nu va face ceea ce vrem. Captura argumentelor pasate. Uneori e nevoie să prindem argumentele care sunt pasate unei metode. În cazul ăsta, ce am făcut? Pur și simplu am sărit peste partea de commit și creare de tranzacție și rulăm direct codul. Câteodată poate fi utilă. Alteori mai poate fi folosită captura de argumente pentru validări. Vrem să vedem că o metodă a fost chemată cu un argument, extragem argumentul și îl probabil dăm la următoarea metodă sau ceva. Testarea de codul care are efecte secundare. Acum, în așteptarea noului sezon,
am zis că există o persoană care spune Jon Snow. Și persoana asta merge la Iron Bank of Braavos și încearcă să ia de acolo aur. Sunt mai multe moduri în care se poate testa. Putem să testăm, de exemplu, că sunt anumite metode chemate. Putem să testăm până la urmă că, exact cum am făcut în cazul ăsta, să testăm că la sfârșit banca are cu 5 kg de aur mai puțin. Depinde de codul care se testează, depinde mult de ceea ce vrem să facem și ce schimbări în cod vrem să ne protejăm. Că până la urmă, de fapt, testele de asta le scriem. Nu le scriem nici pentru safe, nu le scriem nici pentru code coverage, nu le scriem. Le scriem pur și simplu să ne protejăm noi, să avem grijă că până la urmă codul ăla va face exact ceea ce vrem. Și dacă ați văzut în filmulețul dinainte, era un multimetru. Multimetrul are două sonde. De obicei, un electrician ia sondele alea și le pune într-un anumit loc și se așteaptă să fie ceva acolo. Un voltaj anume. Exact asta fac unit testele. Noi tot ce vrem să facem, avem la sfârșit planul și pe plan scrie, dacă iei sondele și pui aici, atunci ai voltajul ăsta. Dacă le pui din coace, ai voltajul ăsta. Unit testele, exact lucrul ăsta trebuie să-l facă. Trebuie să aibă grijă ca primul rând să ne spună dacă este o problemă și în al doilea rând să ne spună cam unde e o problemă. Dacă le facem foarte mari, ne vor spune că în zona asta undeva este o problemă. Dacă le facem foarte mici, atunci ne vor spune exact. Dacă vom acoperi cu teste mai multe zone de cod, atunci ne vor pica mai multe teste și automat nu vreau să ne ajute, că o să căutăm în mai multe locuri și găsim, rezolvăm și după ce am rezolvat într-un loc, toate testele merg. Câteva principii pentru de cum ar trebui scrise unei testele, o să le regăsiți în articol. Printre ele ar fi, în primul rând, unit testele trebuie să fie ACID, exact ca și bazele date. Al doilea rând trebuie să fie ușor de citit, ușor de scris, trebuie să fie micuțe, să acopere exact zona pe care ne interesează, contat. Dar în același timp trebuie să ne mai gândim și la costuri. Cât costă să creăm niște teste? Cât costă să le menținem? Cât costă... Ne ajută testele pe care le-am scris? Nu cumva ne încurcă? Poate ne încurcă mai mult, pentru că putem să ajungem că scriem niște teste și modificăm cod, testele zros și mergem, modificăm testele, tot e ok, iară, și facem tot treaba asta de o grămadă de ori. Dar până la urmă, de câștigat nu prea câștigăm. Și atunci trebuie să ne gândim la partea asta, cu return of investment. Cine aduc testele astea? Dacă sunt bine scrise, ar trebui să câștigăm. Dacă sunt scrise pentru zonele care contează, ar trebui să ne ajute. Putem să mergem pentru code coverage mare. Putem să zicem, ok, țelul nostru e să avem 99,9% code coverage. Bun, dar cât ne costă asta? Merită să facem treaba asta? Sunt studii care arată că nu, sunt studii care arată că da. Acum, cam depinde de fiecare organizație, depinde de proiect, depinde de complexitatea proiectului, depinde de foarte multe lucruri. Nu o să pot să vă zic clar, ok, faceți așa și va fi bine. Nu. Nu există așa ceva. Panaceu nu există. Fiecare organizație, fiecare echipă, fiecare proiect trebuie tratat diferit. Și trebuie gândit de ce fac asta. Aia e prima întrebare. A doua întrebare, dacă fac asta, la ce mă ajută? Și exact asta vreau să prind aici cu costurile. Bun. Am terminat prezentarea. Sper să citiți articolul și să vă ajute. Dacă sunt întrebări,
terminat foarte repede. Avem timp 5 minute pentru întrebări. Nu are timp. După aceea se schimbă. A? Se schimbă după ce treci de 10 minute, și acum practic treci de 5, dar e ok. Ok, deci am sărit. Bun, mulțumim atunci, Lucian.